Ziua de 14 noiembrie este data limită la care fotografi amatori și profesioniști se pot înscrie la concursul de fotografie Fotoetnografia, competiție organizată de Centrul pentru Cultură și Arte Carmen Seculare din Neamț. Ajuns la cea de-a patra ediție, acest concurs se vrea o modalitate de stimulare a artiștilor vizuali pentru fotografierea satului contemporan. Participanții la acest concurs au posibilitatea de a-și trimite lucrările fotografice alături de un CV prin intermediul poștei române la adresa Centrul pentru Cultură și Arte Carmen Seculare Neamț, strada Ștefan cel Mare, numărul 3A, Piatra Neamț. Cultura și Arte Carmen Seculare Neamț va organiza un vernisaj în cadrul căruia vor fi expuse lucrările câștigătoare. Toți concurenții vor primi diplome de participare, iar cei mai buni fotografi vor primi premii în bani. Așadar, cel care obține premiul întâi va fi recompensat cu 500 de lei. Câștigătorul premiului 2 va primi suma de 400 de lei, iar fotograful clasat pe cel de-al treilea loc va fi remunerat cu 300 de lei. Detalii suplimentare pot fi găsite pe site-ul Centrului pentru Cultură la adresa web www.culturaneamț.ro.